Andrei, din punctul vostru de vedere, pentru că o să vreau să ascult punctul de vedere al fiecăruia în parte, de ce credeți că un rocker român trebuie să vină la acest festival? Dar cum, dacă ați fi voi organizatorul sau PR-ul acestui eveniment, cum ați încercat să-l convingeți? În primul rând, cred că formațiile care sunt acolo conving singure. Deci, cum să spun, la un moment dat, cum bine spunea cineva, dacă ai un produs bun, se vinde singur, nu mai ai nevoie de reclamă. Deci, hai să fim serioși, ce poate fi mai convingător decât în București, la anul ăsta de grație 2010, când toată lumea are probleme sau mai știu eu ce, pe aceeași scenă să fie atât de multe formații de renume și chiar nu știu ce ar putea să facă mai mult decât să vezi un afiș pe stradă, e chiar cum a spus și colegul de aici, Coyotu. Deci ce e evenimentul rock, nu al anului, ci până în momentul ăsta e evenimentul rock, clar. N-am mai avut așa ceva în România. Da, asta e o întrebare foarte grea, să știi. De ce ar trebui să vină oamenii aici? Pentru că, cum a spus și voi la început, da, sper să ne vedem acolo cu mai multă lume. Pentru că, în primul rând, nu ați mai găsit combinația asta în altă parte, la alt festival, cel puțin la noi în România. Cum a zis și voi la început, ați mai văzut Metallica cu 2 ani cu altă trupă în deschidere, dar n-ați mai văzut Metallica, Slayer și așa mai departe, în același festival, de 3 zile sau mai multe trupe în aceeași seară. Deci, probabil că, nu știu, eu oricum sper să vină foarte, foarte multă lume aici și în același timp cred că aici, într-un fel, vreau să-l corectez spunând că poți să ai un produs foarte bun, dar și dacă nu știi să-l vinzi, degeaba l-ai. Ăsta este punctul meu de vedere. Poate greșesc sau poate nu știu care, poate undeva la mijloc. O să ne spună Coyotu dacă ai greșit sau nu. Dar eu sunt sigură că poți să ai o trupă foarte bună, care cântă foarte bine, dar dacă nu știi să o vinzi și să o distribui ca lumea, degeaba. Apropo, voi sunteți o trupă foarte bine vândută. Suntem o trupă doar foarte bună. Foarte bine vândută, nu? Ok, haideți să spun eu de ce ar trebui să vină lumea la evenimentul ăsta. Avem 3 seri, avem cea mai bună trupă de power heavy metal din lume, Menor. Avem o seară în care putem vedea ceva unic, adică pe cei 4 mari thrasheri ai lumii la un loc, lucru care nu s-a mai întâmplat de 20 de ani. Sunt toți pe aceeași scenă, cele mai mari 4 trupe de thrash din istoria rockului. Iar în a treia seară avem cea mai importantă trupă din ultimii 10 ani care a revoluționat ceva. Ei au făcut exact ce au făcut cu foarte mulți ani în urmă Kiss sau David Bowie sau Judas Priest, când au apărut, au șocat, au reușit să aducă ceva nou. Ceea ce fiecare trupă din lumea asta încearcă în fiecare zi să facă, să vină să șocheze prin ceva nou. Au făcut Rammstein și acum își iau un loc foarte bine meritat în drumul ăsta lung al formațiilor de rock. De ce nu aș putea să spun că și celelalte trupe, tu ai sărit un pic peste ele, dar și celelalte trupe, Alice in Chains este o formație foarte importantă a Americii. Probabil că nu a avut un foarte mare succes până acum muzica ei în România, din simplu fapt că erau un pic cam departe și nu au fost promovați așa ca alții. Dar Alice in Chains este o foarte mare trupă, iar Stone Sour, acolo cântă un om dintr-o trupă pe care foarte multă lume din generația tânără o iubește. Este vorba despre Slipknot. Așa că, nu știu, este exact cum ar veni Bruce Dickinson să cânte solo în România. M-aș duce foarte fericit pentru că este vorba de o mică parte din Iron Maiden. La fel este și aici. Nu ar trebui să lipsească fanii Slipknot, care sunt foarte mulți, sunt generația tânără. Prin urmare, foarte, foarte multe motive să fiți prezenți la acest eveniment. Nu știm când o să se mai întâmple așa ceva, așa că nu lăsați, cum era chestia aia, vrabia din mână pentru nu știu cine de pe gare. I-am sărit pe ei pentru că timpul nu ne permite să vorbim foarte mult și despre ei. Corect. În schimb, să ascultăm Alice in Chains.